Salutare! Bine te-am găsit astăzi, într-o zi de sâmbătă ploioasă aici în Luxemburg. Astăzi o să-ți vorbesc despre lucrurile care nu-mi plac la BMW-ul meu. Toată lumea credea că, vai, eu sunt așa și așa de pasionat și îndrăgostit de mașină, ceea ce nu e foarte departe de adevăr, dar în 3 ani și jumătate am avut timp să descoper câteva lucruri care nu-mi plac. Hai să începem la interior. Uite aici panoul de ușă. Aici majoritatea mașinilor au un loc, așa o chestie unde poți să pui o sticlă de un litru de apă, de un litru jumate. În mașina asta nu reușești să pui decât o sticlă de jumătate de litru și aia o vei pune frumos aici. Atât sticlă de un litru sau un litru jumate, poți să uiți. Și încă un lucru care nu-mi place. Câteodată merge, câteodată nu merge, să scoți. Hai, vezi? Nu vrea să iasă. Cum mai iese? Mă rog. Încă o chestie care nu-mi place. Nu știu cât se vede pe cameră. Ba, se vede destul de bine. Aici, maneta de semnalizare. Vezi, între butonul de check și butonul de board computer, este o bucată de plastic. E, aici, de vreo două ori mi-am rănit degetul pentru că e foarte ascuțită, are. A uitat să o șlefuiască, nu știu, e bine ascuțită. Așa. Și la interior, e foarte frumos să ai tapiserie de piele, chiar dacă ai copii, aș zice că e un must have, pentru că copiii tot varsă chestii. Da. Iarna, când te pui cu curul pe tapițelia de piele, primele 30 de secunde, uite așa faci primele 30 de secunde până când nu se încălzește scaunul, pentru că e deosebit, nu, e mult mai rece decât tapiseria textilă, e, nu se poate compara. Deci primele 30 de secunde poți să socotești că îți îngheață ouăle, sau dacă nu vrei să îți îngheți ouăle, vii frumos cu păturică și atunci ai rezolvat problema asta. La interior este o limuzină de clasă mare. I-am văzut și limuzină de clasă medie care au mai mult loc în spate. Acum, deocamdată, pentru mine nu e o mare problemă, pentru că copiii sunt destul de mici. Dar când o să crească, nu zic că nu este loc, aș minți să zic că nu este loc, dar pentru limuzină de clasă mare ar putea să fie și un pic mai mult loc. Ok, hai să trecem la exterior. Exterior, mie îmi place foarte mult designul. Și uite aici la stop, mi-au făcut frumos semnalizare pe LED, poziție pe LED. Mersul în spate sau marș arier. E pe bec și ce mă deranjează cel mai tare e că frâna, nu știu dacă se vede, dar frânele au două becuri incandescente. Mi se părea frumos dacă am început să facem stopurile cu LED, hai să le facem full LED. Mă rog. Ce mă deranjează cel mai și cel mai tare la exterior e că mașina asta e faimoasă, deci BMW E60 e faimos că strâmbă discuri. Acum am două probleme cu chestia asta. Una e piesa dintre volan și scaunul șoferului, subsemnatul. Aia, din păcate, nu pot să o schimb. Sau nu e așa ușor de schimbat. Da. La faza de strâmbat discuri, ăsta este al 8-lea set de discuri pe care și ăsta am reușit să... Sau mașina a reușit împreună cu mine să le strâmbe. Nu știu. Cert e că deja... Pe la 120 când frânez, tremură ușor, nu e foarte grav încă, dar tremură ușor. Marți pe 22 are programare, miercuri e 22, marți o să duc. Pe 22 o să verifice la BMW la reprezentanță în mers, să-i facă un check-up complet, să vedem ce zic ei, de ce se ovalizează discurile. Probabil o să-mi zică să schimb și rulmenții, sper să nu mă pună să schimb și... piesa aia metalică unde intră amortizorul și în care se fixează și rulmentul, nu știu cum se numește, e o piesă metalică. Dar o să vedem. Așa. Nu știu ce să mai zic, la exterior îmi
place mult mașina, e greu, pentru mine e foarte greu să vă spun ce nu-mi place la ea, pentru că într-un fel trebuie să-mi calc pe suflet să zic ce nu-mi place. Dar ce într-adevăr nu-mi place, uite aici la roata din spate, cred că inginerii de la BMW n-au pus rigla. Aici intră 3 degete, da? Dacă în spatele roții pun aceleași 3 degete, da? Vedeți cât loc rămâne. Deci, nu știu, simetria sau frumusețea e in the eye of the beholder, dar serios, de la BMW aveam pretenții mai mari la chestia asta, adică se vede și cu ochiul liber și nu știu, parcă stă roata prea în față și nu-i din cauza că a fost lovită mașina, pentru că n-a fost, ci pur și simplu așa e la toate 60-urile. Eu zic că e o greșeală de proiectare, de inginerie, sau au făcut-o intenționat, nu știu ce să zic, dar nu-mi place. Încă o chestie care nu-mi place la exterior, uite, vă arăt aici frumos, linia capotei, e ok, aici e ok, aici e ok, aici e ok, da, și când ajungi aici, ai impresia că e capota deschisă, așa e de mare luftul. Tot așa, unii ar putea zice că a fost lovită mașina, n-a fost lovită. Pur și simplu, așa e la toate E60-urile. Și nu arată bine. Deloc. Acum, am uitat să vă spun ceva ce nu-mi place la interior. Am avut un E30, am avut un E36 și acum, asta e din 2008. Bordul, în linii mari, e cam la fel. Ok, eu înțeleg că suntem conservatori. Dar chiar așa de conservatori să facem bordul aproape la fel ca o mașină de acum. Deci E30 era din 92. Asta e din 2008, 16 ani. Chiar aproape nimic să nu schimbăm. Ok. Cam asta mi-a venit acum în minte. Ok, putem zice de costuri, că costurile sunt mari, nici aia nu ne place. Cui îi place să plătească mulți bani pe întreținere, dar asta înțelegem și nu. Acolo ar trebui să fiu chiar cârcotaș să comentez despre costuri. Da, putem să zicem și despre costuri. În rest, pentru anii ei, eu zic că în continuare este o mașină frumoasă, pe care mulți dintre noi o iubim și mă stau și îmi sclem mințile să mă mai gândesc la ceva ce nu-mi place, că am încercat să le pun pe foaie, dar să zicem ca la lucrarea de control, doamna profesoară, am uitat foaia acasă, așa că am impresia că o să rămânem aici, pentru că da, sunt o grămadă de lucruri care nu-mi plac. Mi-am adus aminte de ceva. Nu-mi place că n-are scaune confort. Și nu-mi place că n-are ventilație. Cam v-am povestit despre tapiseria de piele. E nasoală iarna, dar vara e și mai nasoală, pentru că dacă rămâne mașina în soare, efectiv te doare pielea dacă ești în pantalon scurt, așa frige. Deci, când mergem la mare, trebuie să avem câte un prosop de plajă în portbagaj ca să putem pune pe scaune, că altfel nu poți să stai pe ea. Deci, în principiu, cam asta ar fi. Da. Sunt chestii care îmi plac la mașină. Asta o să fie un video viitor cu multele lucruri care îmi plac la ea, dar am încercat să facem și o mică recenzie cu lucrurile care nu le plac la mașină. Pentru că orice mașină, eu nu cred că există pe lumea asta mașina perfectă. Dar sunt mașini bune și foarte bune. Și totul este să-ți găsești mașina care e potrivită bugetului tău și care să se plieze și pe ce-ți place și ce ai tu nevoie de la mașină. Că pentru majoritatea pasionaților,
Noi încercăm să ne să facem un compromis între ce vrea sufletul și ce poate bugetul. Și de multe ori nu ne iese. Am încercat compromisul ăsta cu Skoda. Acum să știi că de multă vreme cochetez cu ideea să-mi cumpăr un Logan de 1.0 TCE cu GPL, care încă în România n-a apărut. Aici se poate comanda și vine cam pe la sfârșitul martie, începutul aprilie. Pentru că e o mașină foarte ieftină, vine undeva la 12.000 și ceva. Și pe GPL circul mult mai ieftin decât pe orice altceva. Și se poate merge la serviciu și cu mașina aia. De ce nu? Ok. Începe ploaia. Chiar dacă avem și un pic de cer albastru. Începe ploaia, așa că o să îți doresc un weekend frumos. Toate cele bune. Până data viitoare, nu uita să dai un like. Să apeși pe butonul de subscribe dacă n-ai făcut-o deja. Și ne vedem în video următor, să ai un weekend frumos, toate cele bune, sănătate, v-am pupat! Ciao, ciao!